Bună, Tudor! Mulțumesc că ai revenit la podcastul Oameni Briți. Salut, Igor! Nici nu mă așteptam să ne revedem și nu în contextul ăsta. Pentru că mi-aduc aminte cât a trecut un an și multe luni deja mm -hmm. de când eram toți în lockdown, în pandemie și Marte. discutam chiar despre asta. Da, da. da. Am încheiat podcastul trecut cu o invitație. Te-am invitat să, să revii și am... am am spus atunci că aș vrea să aflu mai multe despre parcursul tău ca om și despre psihoterapie, pentru că noi am discutat atunci mult despre filozofie. Așa că. Țin minte promisiunea asta. Ok. Și o invit să te să povestești despre tine. Dar prima dată aș vrea să-mi spui. Să-mi povestești despre obiectele pe care le-ai ales și ce semnificație au ele pentru tine. Oh, deci începem cu, <laughs> cu cei mai suculent. Da, nici nu știu cu ce să încep. Hai să încep cu acest prim obiect, cu această pietricică. Nu știu dacă da. se va vedea pe cameră. Mm -hmm. Este o... E o pietricică da. pe care am gravat în greacă Sofia, adică în Și... na. Da ascultătorii telespectatorii noștri ar putea să gândească că e un, e un talisman. A mie mi-a plăcut să o văd mai mult ca pe o reamintire, știi? Adică mm -hmm. în momentele complicate, atunci când ai de face cu oameni dificili, atunci când ai de a face cu situații din astea care sunt încurcate din punct de vedere social, să scot asta din buzunar și să-mi aduc aminte, să încerc să fiu înțelept. Mm -hmm. Și să nu-mi... <laughs> exact, și să nu-mi... Uh, uh, să nu mă las dus de val, să nu mă las dus de valul emoțiilor, în special al, al valul emoțiilor negative. Da. Uh, și am asta de mulți ani, Igor. Uh, încerc să-mi aduc aminte când, dar nu, cred, cred că are 10 ani piatra asta. Uh -huh. Și uh, încă, încă mai stă la mine în buzunar, foarte, foarte frecvent. Și o, o scot de acolo și-mi amintesc că trebuie să rămân calm și înțelept. Uh -huh. Și de unde uh -huh. ai luat-o? Uh, am impresia că... A fost dintr-unul din concediile din Grecia, mm -hmm. dar nu sunt sigur. Mm -hmm. uh, și mi-a plăcut că e o piatră rotundă, după cum aproape rotundă, după cum se poate observa. Și că am reușit să, scri am reușit să scrijelesc în ea relativ ușor, deși mm -hmm. uh, nu e o piatră neapărat moale. Mm -hmm. Da, asta e, uh, asta e ceva personal, n-am mai povestit despre animă noi, mm -hmm. <laughs> așa că în premieră. Mulțumesc De pentru um, deschidere. După aceea, tot ai pomenit de psihoterapie. Acum, ca să spun un secret, nu folosesc acest, această, acest ceas, această pendulă. Da, da. Deși, dar am adus-o, de ce? Pentru că oamenii sunt obișnuiți că aud de hipnoză, da. pentru că eu fac și hipnoza clinică, da. sunt obișnuiți cu hipnoza afroidiană și cu ceasul care e plimbat în dreptul ochilor până se induce starea de transă. Și mi se pare așa un simbol bun apropo de uh, obiecte cu încărcătură cu semnificații pentru da. ceea ce fac. Dar uh, e un dar aici. Hipnoza ericksoniană e cumva diferită. E mai ușoară, mai prietenoasă și mai eficientă. Mm -hmm. Hipnoza pe care o practic eu. Bun, aici am uh, un obiect foarte drag mie uh, și eu știu că e o bucată de plastic, adică n-aș vrea ca ascultătorii, telespectatorii noștri să creadă că e cine știe ce obiect de valoare mm -hmm. este însă are o încărcătură puternică o încărcătură emoțională puternică pentru mine de ce? Pentru că într-un moment foarte greu din viața mea undeva prin 2013 când colaborarea mea cu Facultatea de Psihologie și Științe al Educației lua sfârșit mm -hmm primeam din partea foștilor mei studenți o recunoaștere neașteptată, nici nu știam că există această gala profesorilor Bologna, uh -huh. în care eram nominalizat la momentul respectiv împreună cu 108 oameni din țară uh -huh. ca modele de bună practică în ceea ce privește activitatea didactică. Uh -huh. Pentru că după ce s-a implementat sistemul Bologna, Mă rog, s-a sperat că și studenții vor avea un cuvânt de spus, și a fost o gală la București, au fost premiați acești 108 oameni, uh -huh. și procesul la momentul respectiv a fost unul destul de complex, în sensul că nu doar erai nominalizat de către proprii tăi studenți, dar niște studenți care nu-ți aparțineau ție, eventual de la altă universitate, se strecurau uh, la tine la cursuri, aha, da? Aha, Fără okay, să știi. Okay. Și evaluau activitatea ta. Adică, vreau mm -hmm. să vadă dacă, într-adevăr, tu corespunzi uh, mm -hmm. criteriilor pe care ei, uh, pe care ei și le-au propus. Și a fost un moment de mare, mare bucurie pentru bine, pentru că. Uh, și vine în minte acum o vorbă pe care mă spun des că în momentul când apare o problemă, Dumnezeu îți dă și o bucată de soluție sau un început de soluție. Pentru că în clipa aceea mi-am dat seama că munca mea n-a fost în zadar. Mm -hmm. Și asta a contat, a contat foarte mult și de aceea, cu ghilimele de rigoare, mă laud cu titulatura asta de profesor Bolonia pentru că e încununarea... Iubirii cu care mi-a făcut treaba, da, în relația mm -hmm. cu, cu studenții. Mi-a plăcut, mi plăcut tot timpul să îmi fac treaba bine și să nu. Pot să-mi ceva? Da. Soția mea e, a absolvit psihologie și am fost și eu la, la ultimul curs, la cursul de absolvire la Teatrul Ceafăru acum mulți ani, și atunci te-am cunoscut prima dată. Ok. Ai avut, <laughs> Asta ai avut nu un, știam. <laughs> un discurs pe scenă, și probabil era uh, chiar în, în, același an sau, da, pentru că din ce țin minte uh, era vorba despre distinția asta și mai mai impresionat prin acel discurs. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Uite, surprize plăcute și nici nu știam. Uh, lumea e mică. Da. Ai pomenit de filosofie, așa că voi trece foarte rapid peste această lucrare care mie mi-este foarte dragă. Thomas Nagel, ce înseamnă toate acestea? Este o sc foarte scurtă introducere în filosofie. Mm -hmm. O arăt pentru că telespectatorii și-o sau auditorii noștri, o pot cumpăra fără probleme. Deci nu este o carte inaccesibilă. Da. Este cumva o introducere pe teme foarte, foarte scurtă cele câteva zece, 12, nu mai știu cât, sunt încurcături preferate ale filosofiei și... Bun, cartea aceasta e, se numește Taina suferinței de Arhimandetul Simeon Creopulos. Asta e o carte ortodoxă și e legată de istoria mai recentă a mea. Se numește Taina suferinței. Mhm. Mm și e o carte despre uh, sensul spiritual, duhovnicesc, ca să folosesc un cuvânt ortodox, pe care îl putem da suferinții. Mm -hmm. În momentul când apar uh, evenimente în viață, pierderi neașteptate, uh, boală și așa mai departe, pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că, deși sunt filosof, uh, rimprospătarea asta a ideii că totul poate să aibă un sens și că dincolo de suferință se află, practic, s-ar putea să se afle niște răspunsuri sau o creștere la care tu nu te așteptai. Mm -hmm. Mm -hmm. Asta a fost un lucru care mie mi-a plăcut și mi-a mi mi fost de folos. Și nu în ultimul rând, pentru că sunt profesor de bioetică, eu asta predau la Universitatea de Medicină și Farmacie, bioetică, mm -hmm. am adus bioetica lui Engelhardt, observă și telespectatorii că e în limba engleză. Bioetica lui Engelhardt, de ce el? El e un tip uh, foarte complex, uh, e bioetica laică a lui Engelhardt, pentru cunoscători, pentru că el mai are o altă bioetică creștină. Uh, și de ce? Pentru că e în dulcele stil filosofic și analitic uh, care mie îmi place și care mă, uh, mă încântă. Uh -huh. Și el uh, pune cumva problema uh, pe marginea principiilor pe care noi le folosim acum și le predăm studenților într-o manieră critică, dar într-o manieră critică și în același timp constructivă, nu destructivă. Uh -huh. Să știi că am stat aseară puțin să mă gândesc la obiectele care reprezintă istoria mea, da. Da, e o, e o, primă, provocare e o primă provocare pentru, pentru invitații de la podcast. Um, alegerea unor obiecte reprezentative și chiar Ciprian Oatu, ultimul invitat, a avut și o conștientizare în timp ce căuta obiecte, am părtășit în episodul trecut că și-a dat seama că nu are niște proiecte comune cu copiii lui, chiar dacă petrec timp împreună, și-a dat seama că și-ar dori să, ca acest timp să fie orientat spre niște proiecte comune și să aibă niște pasiuni comune și niște obiecte care să reprezintă aceste pasiuni. Și la momentul în care nu a găsit aceste obiecte, I a venit această conștientizare. Un insight. Da, un insight. Da. Uh, mulțumesc pentru, pentru că ai împărtășit toate lucrurile astea despre tine. Uh, sunt curios dacă mai ții minte prima ta ședință ca psihoterapeut. Oh, oh. <laughs> uh, da, da. Uh, prima mea ședință ca psihoterapeut uh, a fost cumva... Ceva informal, uh -huh. Igor. Pentru că la momentul respectiv, țin minte, eram încă student la master și uh, îmi, uh, mi se ceruse mai mult o părere. Eu uh, aveam scrupulositatea asta să anunț, să, înțe să fie foarte clar pentru toată lumea că încă nu sunt acreditat în acest domeniu. Uh -huh. Uh -huh. Uh, dar cu asta, toate acestea mi s-a cerut o părere și... Pe care am apelat mama acasă, mm -hmm. Mm -hmm. am stat de vorbă cu o fetiță care -a... acum și termina facultatea, dar la momentul respectiv, nici nu știu cât avea, 8 ani 10, 10 mm -hmm. nu mai țin minte, și făcea atacuri de panică. Mm -hmm. Și țin minte că preocuparea mea era să respect cât de mult aspectele astea formale metodologie, ale, așa, ale procesului uh -huh. și cumva să se existe ceea ce numim noi terapeuți, o conceptualizare, adică să-ți explici ceea ce se întâmplă cu omul într-un cadru teoretic și așa mai departe dar dacă tot mai de prima ședință de psihoterapie într-un final lucru cu acea fetiță și cu familia ei a dat roade, uh -huh. apropo de lucrurile sau de evenimentele din viață care îți dau încredere, uh -huh. știi? Și uh, a, fost, a fost destul de, uh, de îmbucurător. Pe urmă au apărut și alte ocazii, dar acea primă ședință sau acea primă clientă, dacă <laughs> e să, să spun așa, nu-mi place cuvântul pacient, știi? Pacient înseamnă, în latină, pacient înseamnă cel care suferă și mm -hmm. prefer să vorbesc despre un client care se împuternicește în terapie de un om care suferă. Mm -hmm. uh, această mică, virgulă, clienta mea uh, mi-a dat, uh, mi dat curaj și uh, uh, țin minte că după ce uh, lucrul după ce lucrul s-a terminat Eram plin de îndoiel dacă asta a fost tot, dacă mai trebuie să mai fac ceva, <lipări> sau chiar cumva uh, surprins în momentul când uh, au început să apară rezultate, da? Uh, băi, pare chiar lucrurile astea, chiar așa funcționează, așa merg, da? Uh, și a fost frumos. Eu, știi cum, Igor, eu nu am regrete pentru niciuna din activitățile pe care le-am desfășurat, dar uh, pot spune cu mare încredere că terapia a fost. Ceea care nu m-a dezamăgit niciodată. Uh -huh. Nu înseamnă că am avut toate cazurile yeah. de succes, sau că nu au fost momente cazuri în care am simțit că pedalez în gol, că lucrurile nu merg, uh -huh. dar activitatea, per total, și cabinetul, și satisfacția care a rezultat din asta, de, pe toate planurile, da, uh -huh. a fost ceva ce nu m-a dezamăgit niciodată. Uh -huh. Cam așa. Uh, se întâmpla în anul. Deci această primă ședință informală de terapie se întâmpla în anul 2007. Mm -hmm. Sunt 14 ani de atunci. Cu acest început în care erai cumva obsedat sau atent de metodologie, de uh, proces, da. Uh, în timp, după câțiva ani. Ai, ai, de, ai decis să te înscrii la Facultatea de Filozofie. Oh, după mulți ani. După la mulți 34 ani. de ani m-am înscris okay. la Facultatea de Filozofie, mm -hmm. eu având acum 38. Și um, ce te-a împins spre Facultatea de Filozofie? E o dorință mai veche. Mai veche. Nu știu dacă ai tras cu ochiul pe pagina mea de Facebook, acolo nu nu am ascuns acest lucru. E un loc de liceu am făcut un seminar teologic. Da. Ortodox. Și la momentul respectiv, cumva teologia... Există așa printre teologi și filosofi o părere despre relația între teologie și filosofie. De uh -huh. pildă, seminareștii catolici fac în seminar primii doi ani filosofie, cel puțin primi doi ani, sper să nu mă înșel, și după aceea teologie, efectiv. Uh -huh. La seminarul ortodox nu se întâmplă așa și unii spun că e mai fain să faci întâi filosofie și apoi teologie, dar la mine se pare că a fost puțin invers și mai mult decât atât, apetitul pentru filosofie mi l-a redeschis, pentru că m-am pe mine m-a bântuit povestea asta cu filosofia, ți-am zis, de, din liceu, mm -hmm. mi l-a redeschis activitatea asta în bioetică, pentru că bioetica Aha. reprezintă etica aplicată la științele uh, biomedicale, în special la medicină, dar și la bioinginerie și așa mai departe. Mm -hmm și deși bioetica este predată la ora actuală peste tot în lume, fie de medici, fie de juriști, fie de filosofi sau chiar de psihologi, uh -huh. mi s-a părut că pe fond este vorba de un discurs filosofic și că uh -huh. poți să explici studentului cum funcționează un principiu. Da? Uh -huh. Hai să dau un exemplu ca să nu, fie, să nu fie prea steril. Să presupunem că vorbim poftim de vaccinare obligatorie sau neobligatorie. Da. Da. E, asta e o problemă de etică. Da. Da? Este vorba de beneficiu populațional, intră în coliziune cu autonomia persoanei. Da. Dau, dau un exemplu. Da? Uh -huh. Ei, și chestiunea, chestionarea, întrebările până unde trebuie să meargă libertatea individuală în probleme de sănătate publică da. sau, punem întrebarea pe dos, până unde merge ingerința legiuitorului în libertatea personală, în numele sănătății publice, aceasta este o chestiune de etică, bioetică mm -hmm. și, de ce nu, de filosofie politică. Mm -hmm. e, și în momentul când ai și bagajul sau instrumentarul specific filosofiei pentru a discuta chestiile astea, deja lucrurile sunt mai, sunt mai clare, mai ușor, mai ușor de făcut. Și da, țin minte că deci asta se întâmpla pe când aveam eu 34 de ani, dacă eu am terminat în 2019, înseamnă că am început în 2016 facultatea. Și îmi, îmi aduc aminte că mă întrebam. Bă frate, ce fac eu acum. Adică sunt lector universitar din coace, dar și mă duc să stau chiar chiar ca un student în bancă acolo și iau notițe și credem că mi-a făcut o plăcere deosebită și am reușit să ajung la aproape toate cursurile. Uh -huh. Da adică nu, nu, nu a fost așa din zbor pentru că nu mi-am propus să fie din zbor și m-am uh, -am născut a doua oară știu că sună cam pompos uh, dar în momentul când uh, dai curs unei pasiuni pe care ai ținut-o deoparte undeva la uh -huh. naftalină pentru da. multă vreme uh, simți așa un avânt teribil și am avut mai multă energie și pentru celelalte uh -huh. uh, și asta mi-a și plăcut uh, mi-a plăcut foarte mult iar acum uh, pentru ceea ce am de gând să scriu, și nu numai, și pentru diverse chestiuni filosofice, teologice, spirituale, filosofia mă ajută foarte mult. Mm -hmm. wow. <laughs> da, ai spus o idee foarte importantă. Când dai curs unei pasiuni, prinzi un, un avânt și o energie. O energie care te ajută pe toate planurile. Da. Din păcate, multă lume. Uh, nu-și de voi și poate are legătură și cu subiectul autenticității uh, este un, un termen foarte des folosit uh -huh. uh, autenticitate trebuie să fie autentic uh, însă nu știu cât de bine este înțeles și eram curios uh, și din poziția ta de psihoterapeut dar și uh, din parcursul tău personal, ce înseamnă autenticitate pentru tine? Îmi place o definiție foarte simplă. Autenticitatea Authentic, înseamnă că omul dinăuntru să semene mult cu omul din afară. Uh -huh. uh, și autenticitatea este și, până la un punct, este și sănătoasă din punct de vedere psihic, da. pentru simplul motiv că a purta măști ne, uh, uh, înseamnă să cheltuie o cantitate foarte mare de energie, în permanență. Da. Adică, a te apoza în ceva în ce nu ești. Uh, oricât ar părea de în, talent înnăscut pentru unii, e o chestie care obosește. E un, chestie, un consum. E o chestie, da, e un consum, că e un termen foarte bun. Ei, uh, doar că uh, atunci când vorbim de autenticitate, asta nu, să, nu trebuie să însemne că trebuie să lăsăm cenzura la o parte, știi? Mm -hmm. Pentru că, uh, dacă în omul dinăuntru. Uh, nu știu, este dintr-un motiv sau altul o doză de comportamente, de atitudini pe care alții le-ar putea califica drept intolerante. Uh -huh. Nu înseamnă că asta îmi dă voie să scoat afară toată ora și să îmi proșc, să vituperez uh, împotriva diverselor categorii de persoane. Uh -huh. uh, pot eventual uh, să exprim o poziție, o atitudine într-o manieră foarte elegantă și să spunem asta este poziția mea uh -huh. uh, și lucrurile să se oprească acolo sau să existe un dialog. Uh, îmi vine în minte, dacă tot m-ai întrebat, Igor, despre autenticitate, toată povestea asta pe care la care asistăm de câțiva ani încoace. În, în mediul online, și nu numai, se vehiculează o expresie care pe mine m-a scos din minți. Mm -hmm. Corectitudine politică. Da. Știi cum e corect asta politică? Ei au luat. Uh, e un termen foarte. sau e o alăturare de, de termen și o expresie foarte periculoasă. Uh -huh. De ce? Pentru că mulți oameni o folosesc în sens diferit. Da? da? Uh -huh. Ei, ori, în momentul când ei bunul simț de a nu da în cap celuilalt, bunul simț de a nu vitupera împotriva celuilalt, da. uh, bunul simț de a lăsa pe celălalt cu viața lui. Da? Și acest bun simț îl botez cu numele de corectitudine politică. După mm -hmm. care spui, da, ne-am ne săturat de dictatura uh, corectitudinii politice. Da. De fapt, tu spui, dându-ți seama sau nu, ne-am săturat să trăim într-o societate în care să avem, avem cei șapte ani de acasă, sau cei șase ani de acasă ce mai nou, da? A, așa. Mm -hmm. Și. Uh, 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 Lumea uh, declară, proclamă da, că este, nu mai poate de autenticitate. Da? Mm -hmm, Suntem mm -hmm. urmașii nu știu cui uh, care erau grozavi și ăia mm -hmm. trebuie să moară, ăia trebuie să fie închiși, ea trebuie să arde, etc. Mm -hmm. Pentru că noi ne-am săturat de corectiune politică. Mm -hmm. Corectiunea politică, uh, uh, mie mi se pare că de, uh, expresia asta Sper să cadă în desuietudine, pentru că mm -hmm. cred că o să se sature de ea, la un moment dat. Da. Dar să fim foarte atenți în momentul când auzim despre chestia asta, ce... care este sensul vehiculat, știi? Mm -hmm. Și așa e și cu autenticitatea. Da. Că dacă eu spun sunt autentic pentru faptul că nu ascund omul dinăuntru cu măști, mm -hmm. da, pentru ca afară, în afară să se vadă altceva este una... Dar dacă prin uh, autenticitate uh, înseamnă că ori, orice persoană pe care eu o antipatizez, uh, încep să o blamez, să uh, vituperez împotriva ei, să uh, scot tot felul de, de discursuri care instigă la ură, apropo da. de. Uh, există și o zi împotriva discursului care instigă la ură, nu mai știu pe cât. E, ca, ca o sărbătoare europeană, uh -huh. atunci aia nu mai e autenticitate. Și în era post-adevărului, adică fiecare își face adevărul după cum crede, da. se iau sensul acestor termeni, da. se confecționează ce sens vrei tu, da, și pe urmă te apuci și toată lumea are dreptate și. Da, se termină. Nu, nu, poți, nu poți să construiești o societate pluralistă mm -hmm. fără să ai niște reguli, mm -hmm. da? Și morala permisiunii, cum spune, cum spune Engelhardt, principiul permisiunii. Da? Eu nu, eu pot să fac lucruri până la un punct, până la punctul în care intru peste tine, fără permisiunea ta și mm -hmm. intru peste, peste viața ta. Și viceversa. Mm -hmm. Dar scuze, mă mai lansez așa în... <laughs> wow, nu, ai făcut o precizare foarte, foarte bună. Termenul ăsta de corectudine politică a, a venit cu un efect de pendul și a, a dat apă la moară celor din da. tabăra adversă, extremiștilor. Exact, exact. Uh -huh, uh -huh. Atunci, dacă vii și uh, vorbești despre bun simț, nu prea poate cineva să lupte împotriva bunului simț. Dar dacă o numești cu un simț corectitudine politică, Politica, atunci, da faci, da. Război, da, faci război, da? Faci război împotriva dictaturii toleranței, cu ghilmele de rigoare, că uh -huh, și expresia uh -huh. asta. Da. da, da, foarte bună precizarea ta. Revin un pic la parcursul tău Așa Am o curiozitate Dacă este, uiți în Istoria ta Care este credința care Te limita cel mai mult Și după ce ai depășit-o Ai prins viteză către viața Pe care ți-o dorești Ia să mă gândesc Cred că, că e o provocare interesantă Cred că Termenul de Credință limitativă. Uh -huh. da. Mm. da, cred că e un tip de credință pe care l-am moștenit mulți dintre noi. Uh -huh. Pentru că mulți dintre noi provenim din părinți care au avut joburi stabile. Uh -huh. În vechiul regim, da, joburi cât se poate de onorabile, da, meserii, profesii cât se poate de ok și care nu, nu au avut niciun fel de inițiativă privată. Da. Ei, iar pentru mine credința cea mai importantă pe care depășind-o am reușit să construiesc după aceea tot ceea ce am a fost ideea aceasta că pentru a avea succes, trebuie să ai un spate sau uh -huh. trebuie să ai părinți cu bani. Uh -huh. Uh -huh. Părea așa, cumva, într-un timp, de la sine înțeles, că nu te poți ridica, da? Decât dacă provii dintr-o familie care te ridică din punct de vedere material sau din punct de vedere al pidelor și relațiilor. Uh -huh. Pe parcursul unui om, da. Întâlnești obstacolele unde îți dai seama de ce e mai greu, fără pile și relații. Mm -hmm. Și am întâlnit aceste obstacole din plin, deci ne-am luat în freză foarte, <laughs> foarte, foarte, foarte bine, da. dar în același timp au fost atâtea și atâtea momente, puncte în care, și iată-mă aici, în care am putut observa că. În momentul când ai un vis și muncești susținut și nu ești preocupat neapărat de ce este în stânga și în dreapta, decât eventual ca să înveți de la ceilalți, mm -hmm. da? Și nu stai să, te, să pierzi timpul și să te interesezi de ce cutare a avut mai mult noroc decât mine, de ce cutare a primit nu știu ce de agata, de ce cutare a primit altul, ci pur și simplu mergi înainte. Mm -hmm. La un moment dat, știi cum e, ca să fac comparația asta, Igor... Nu te mai uiți în dreapta, nu te mai uiți în stânga și privești înainte. Și, și merge înainte, așa cu hotărâre, da? Uh -huh. Și la un moment dat, când te uiți în dreapta și în stânga, constat, constați că ai depășit pe mulți. Știi, uh -huh. Dar nu te așteptai la asta. Uh -huh. Tu vrei să nu mai să nu mai ai nicio, să nu mai ai niciun bruiaș, știi? Uh -huh. Uh -huh. Și asta e cred că asta a fost credința care odinioară, da, de mult m-a limitat și pe ora am reușit să o depășesc. Da a fost dureros pe alocuri. Uh -huh. Da. Da. În conversația pe care am avut-o data trecută, uh, m-a impresionat mult ce ai spus tu despre liber arbitru, despre credință, despre uh -huh. alegeri și despre uh -huh. responsabilitate. Și mi-am dat seama că m-am ascuns mult timp uh, după credința că sursa problemelor mele stă în copilărie, în context, în ghinion. Așa. Și uh, Eram curios cum ți-a ajuns tu clienții să-și asume viața, să aibă atitudinea asta despre care vorbești, în care te concentrezi pe ce ai tu de făcut fără să te uiți dreapta, stânga sau trecut. Fă, exact, fără stânga, fără dreapta. Bun, da, e o, e, e o bună temă de discuție aceasta pentru că, și aș merge un pic în continuare a ceea ce ai spus tu, vezi tu, explicațiile centrate pe trecut, mm -hmm. ele au o tradiție. Și tradiția este tradiția psihanalitică De la mm. tătuca Freud, cum spuneau profii mei în facultate da, mm -hmm. Încoace um, Traumele din copilărie te afectează în așa fel Încât uh, acum ai de furcă la viața adultă Lucrul ăsta nu este în, în întregime fals mm -hmm. Însă trebuie să avem grijă asupra unui punct <coughs> Pentru că inconștient Multă lume folosește trecutul da. ca pe un soi de scuză pentru a nu-și asuma propria viață. Uh -huh. Dacă eu n-am depus suficient de efort, nu neapărat în școală, că școala uh -huh. este doar una din căile prin care poți avea succes și vedem în stânga și în dreapta o multitudine de exemple. Da. Dacă nu ai depus efort susținut în direcția unui vis, în direcția unui proiect, dacă ți a fost mai comod să nu știu să petreci timp într-un fel decât să ai o, un parcurs cât se poate de clar, uh -huh. ai două variante la final, în momentul când rezultatele nu sunt îmbucurătoare. Fie îți asum și spui, da, sunt vinovat, sunt vinovat pentru punctul în care mă aflu, uh -huh. sunt vinovat pentru că. Am ales să mă apuc de droguri, sunt vinovat pentru că am ales să consum alcool în exces, sunt vinovat pentru faptul că am stat la seriale uh -huh. prea mult în loc să, nu știu, să fac o calificare în plus. Apropo de cursurile care sunt acum online și sunt gratuite. Da. Este extraordinar, poți să faci orice. Da. Așa? Sunt vinovat și acum ar trebui să schimb. Sau ai cealaltă explicație care oblojește eu, da. Eu nu sunt vinovat. Eu am făcut tot ce am putut, dar copilăria mea nefericită, ea se face responsabilă de faptul că eu nu am reușit. Și această scuză pe care o ai înconștientă în fața ta uh -huh. te ajută până într-un punct, pentru că atunci nu mai ești trivit de vinovăția propriei, uh, propriului comportament, dar te și blochează. Da. Repet, asta nu înseamnă că nu există piedici, capcane, răni din copilărie care ne tragă în jos. Da. Cu siguranță există. În ceea ce privește felul în care ajuți un client să-și asume răspunderea pentru propria viață, asta e o, e o chestiune mai, mai complicată, Igor, da. pentru că de multe ori omul în terapie se apără inclusiv de cele spuse de tine. da, Și o bună practică în terapie spune că nu poți confrunta prea devreme, pentru că atunci pierzi. Relația terapeutică. Mm -hmm, mm -hmm. În principiu, eu prefer, mai ales cu, cu persoane de, de genul acesta, o politică a pașilor mici. Mm -hmm. Adică să ne propunem ceva mărunt. Mm -hmm. Sunt persoane, de pildă, care nu și-au și mai căutat un job de nu știu când, da? și propun, de pildă, uite, temă pe data viitoare, doar să-ți faci CV-ul. Nu trebuie să-l pui nicăieri, da? După aceea, altă temă, doar îl pui pe platformele de joburi, da? După aia, doar... Adică, niște pași mărunți. Evident, nu totdeauna funcționează pentru că persoanele respective se pot autosabota. Da. Un alt lucru, un alt exercițiu important pe care îl fac și l-a avut aproape de fiecare dată succes în terapie este precizarea propriilor valori. E o chestiune... Îmi pare rău că n-am adus un exemplar din ghidul clientului, pentru că el ar fi fost poate mai ilustrativ pentru activitatea mea în terapie. Uh -huh. E un exercițiu pe care eu îl fac cu clienții mei, în care ei descoperă care sunt axele axiologice, care sunt direcțiile axiologice, adică care sunt valorile lor, ce consideră în viața lor, fără să trebuiască să se justifice, ca fiind bun, dezirabil și important. Uh -huh. Deseori ei descoperă activități pe care le-au lăsat la naftalină sau idei pe care le-au lăsat la naftalină, și care ilustrează nu una, ci mai multe din valorile lor, și se simt chiar impulsionați să meargă în acea direcție, da. apropo de asumarea uh, răspunderii. Și nu în ultimul rând, aici nu intru mai în detaliu pentru că sunt niște o fel felul de detalii tehnice, trebuie să scoatem la iveală mecanismul prin care această. Uh, autosabotare se menține. Mm -hmm. Pentru că de multe ori putem să scoatem la iveală, să identificăm, să facem vizibil comportamentul prin care omul încearcă să se amăgească pe el însuși, știi? Să mm -hmm. se învârtea, să se învârtă în jurul propriei cozi. Lucru, lucru care de multe ori întreține, tocmai întreține, că tu... tu autoamăgirea, în special la bărbați, așa ca să fac o mică paranteză, autoamăgirea e o boală grea. Okay. Și în clipa în care uh, uh, ai tot felul de mecanisme de a te autoamăgi, de fiecare dată când te autoamăgești, te liniștești pe moment, cum e exemplu pe care l-am dat anterior, că știi, devine vină copilăria mea, da. Da. dar de fapt rana aia adâncă este întreținută. Mm -hmm și uh, terapia centrată de pildă pe rănile din copilărie. Bună oară mă gândesc la Lis uh, Lisburbo, cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înșine, dar nu numai. Chiar și uh, împrumuturi în, în din, uh, din psihanaliza freudiană sau din relația cu obiectele uh, postasem recent pe pagina cabinetului un articol foarte interesant al cuiva o, repostam o, un text despre cum uh, e mai la îndemână să înfrângi simbolic tatăl, pentru că el de multe da, ori da. este agresor, decât mama, decât pe mamă care este de cele mai multe ori în postura de victimă mm -hmm. și asta te-ar face să te simți un om rău. Când spun înfrângere, mă refer la o înfrângere simbolică, adică e vorba de capacitatea ta de a, de a te răzvrăti într-un sens bun și de a-ți asuma propria ta autonomie. Mm -hmm. um, Mulți din oamenii care nu-și asumă uh, răspunderea pentru via viața lor sunt oameni prinși uh, în niște relații din astea nu tocmai sănătoase cu propriilor părinți. Fie că au fost ajutați prea mult și se așteaptă să fie ajutați în continuare, de regulă asta e o chestie foarte toxică. Ajutorul ăsta care se tot întinde la nesfârșit așa, adică a intrat la facultate, îl ținem cu bani, și din facultate, îl ținem cu bani, așteptăm să termine și masterul, îl ținem tot cu bani, a făcut 30 de ani, tot cu bani îl ținem și așa mai departe. Și el învață să fie un neajutorat, știi? Deci, diverse aspecte de tipul ăsta și să știi, ca să închei răspunsul la întrebarea ta, nu ezit să chem în terapie membrii familiei, acei membri cheie mm -hmm. care fac parte din dansul ăsta patologic care întreține problema. Și de cele mai multe ori ei vin. Nu înseamnă că sunt și dispuși să schimbe comportamentele respective. Mm -hmm. <laughs> Cam așa. Mm -hmm. Da, ă, asta era următoarea întrebare și deja mi răspuns. Cum faci punte către oamenii care opun rezistență care protestează la anumite sfaturi uh -huh. chiar dacă există o valoare acolo dar au tendința sau reacția asta defensivă asta, asta face parte din arta terapiei da. pentru că ție ca terapeut nu-ți folosește la absolut nimic uh -huh. să ai dreptate da. dacă al tău client respinge interpretarea ta nu-ți folosește la absolut nimic de asta spunem și chiar de la maestrul meu din facultate am învățat chestia asta că terapia o faci pe harta clientului, nu o faci pe harta ta. Uh -huh. Adică te miști pe reprezentarea atât cât îți este cu putință, pe reprezentarea pe care el o are despre lume. Asta e și motivul pentru care în unele situații lucrurile merg mai greu, adică terapia este mai lungă. Uh -huh. Da, depășești 20 de ședințe, poate chiar 30. Deși îmi recunosc, mi plac, îmi place să merg mai țintit și să, să mă descurc, adică centrat pe obiective, să mă mm -hmm. descurc și să pășesc mai rapid cu clienții mei mm -hmm. în terapii mai scurte. Accelerat. Da. Mm -hmm. Accelerat nu totdeauna e posibil. Da. Uh, chiar mă gândeam la asta. Uh, când am, am momente în care sunt pasionat de ceva, învăț ceva, de exemplu un sport nou sau uh -huh. nu știu, alt altceva și trag tare de mine. Și atunci din uh, jurul meu, în jurul meu oamenii îmi spun uh, fii mai blând cu tine, cumva nu nu tragi, nu fii atât de dur, nu te provoca atât de mult. Um, și eram curios despre relația asta dintre blândețe, acceptare de sine. Okay. și provocare dezvoltare, da, dezvoltare care vine la pachet cu, cu provocare. Cum vezi tu relația asta? m-a dus mintea în două direcții. O dată e vorba de rezervorul motivațional și o dată este vorba de a fi într-adevăr înțelegător cu tine însuți. Da. Pentru că, vezi tu, eu le spun și clienților mei foarte des, nu te pregătești de o cursă de, pentru 100 de metri. Te pregătești pentru un maraton, da. cu ghilimele de rigoare, maraton simbolic, adică da. te pregătești de ceva, ce, de o cursă care s-ar putea să doreze o viață mm -hmm. sau o viață profesională întreagă. Da. Prin urmare, dacă tu cheltuiești toată energia acum, s-ar putea să nu mai ai. Energie suficientă ca să continui ceea ce ai, ceea ce ai început. Da. E vorba, de pildă, nu știu, de cariere, inclusiv carierele medicale sau cariere în drept, mm -hmm. de cei care vor să dea la Institutul Național de Magistratură, care la examenul ăla este, cred că cel mai greu examen da. din țara asta. Da. De fiecare dată spun, spun același lucru: ai grijă pentru că tu ai nevoie de un efort susținut pe perioada lungă de timp. Mm -hmm. Rezervorul motivațional gândește-l ca, gândește ca pe o baterie uh -huh. bateria aia gândește-l ca pe baterie de mașină poftim și gândește că imaginează-ți că toți consumatorii mașinii reprezintă activitățile în care noi trebuie să cheltuim energie motivațională uh -huh. în schimb mersul mașinii reprezintă activitățile care pe noi ne recompensează okay. dacă noi facem multă vreme uh, lucruri care cheltuiesc energie motivațională uh -huh dar nu facem lucruri care să ne încarce cu energie motivațională, adică nu ne recompensăm, da. la un moment dat bateria se golește și ajungem mm -hmm. în ceea ce spunem burnout. Mm -hmm. Deși după DSM-urile mai noi, nu mai există burnout, spunem episodul depresiv. Mm -hmm. a, așa. Și atunci a trebuie văzut, pentru că vezi tu, sunt într-adevăr activități care uh, și cheltuiesc energie motivațională, dar te și încarcă motivațional, adică da. sunt autorecompensative, da, da, da? Da. cum e pentru mine terapia, cum e uh, pentru tine să facem misiuni și așa mai departe, dar asta nu trebuie să ne, uh, uh, nu trebuie să ne deviese de la uh, sau nu trebuie să ne ascundă un adevăr foarte important, că de fiecare dată când tu apeși accelerația în ceea ce te privește pe tine însuți mai mult decât este cazul uh -huh. tu cheltui energie motivațională uh -huh. și s-ar putea să cheltui energie motivațională într-un ritm mai mare decât reușești să o câștigi pe, uh -huh. prin activitatea aia sau prin celelalte activități uh -huh. asta o dată. și spun pentru că sunt pățit, adică nu e nu nimic, nimic aici filosofic și pur teoretic da. iar în cealaltă direcție, pentru că vorbeai de dezvoltarea personală dacă avem un parcurs din asta minat de sentimente de vinovăție, conform căruia, cărora eu nu sunt ceea ce ar trebui să fiu și stau și îmi fac mea culpa zi de zi, oră de oră, asta este, asta te motivează fantastic. Uh -huh. În primul și în primul rând, noi trebuie să învățăm să iertăm. Uh -huh. um, Vine în minte aici și o chestiune legată de părinți, pe care am spus-o și cu prelejul altor emisiuni. Um, noi avem impresia asta că dacă am identificat o explicație bazată pe copilărie gata, la este Sfântul Graal, știi? Și mm -hmm. da, e divină mama că m-a traumatizat într-un anumit fel sau tata că m-a traumatizat într-un anumit fel. Da. Dar dacă lucrurile se opresc acolo, n-ai făcut mare lucru. Asta e și motivul pentru care unii părinți sunt îngroziți ca ei lor copii se duc la psihoterapie pentru că se gândesc ca o leu iar se duce la unul sau una care se spună că eu sunt de vină. Da. A așa. <laughs> uh, și eu subliniez permanent că Uh, indiferent ce explicație validă, um, integratoare, descoperă clientul, noi trebuie să ajungem până, momentul, până la momentul în care înțelegem asta, până la momentul în care înțelegem că părinții noștri au făcut cu noi ce au putut, cu ce au avut la momentul mm -hmm. respectiv, așa, pentru că îmi vine greu să cred că majoritatea dintre noi ar fi avut părinți diabolici, pur și simplu oamenii au făcut ce a dus capul la momentul respectiv. Și să ajungi nu doar până într-un punct în care înțelegi, în cele mai multe cazuri, reușești să-ți dai seama că între tine și ei tu ai devenit la înțelept, mm -hmm. dar să ajungi să ierți cu adevărat și să nu judeci. Da. Ei, lucrul ăsta e valabil și pentru tine însuți. Da. Da? Pentru că dacă eu mă gândesc la anii de mecanisme dezadaptative pe care i-am avut, da? mm -hmm. pe care le-am avut și îmi um, uh, spun că, și mă înnămolesc în sentimentul de vinovăție, nu am făcut nimic. Dar dacă îmi spun la momentul respectiv, am făcut ce am putut, uh -huh. cu ce am avut, cu ce date am avut, cu ce informații am avut, cu ce împrejurări am avut la momentul respectiv. Da? Uh -huh. Acum am o altă înțelegere. Iar parcursul meu a trebuit să treacă pe acolo. Noi ne călim prin viață, Igor. Tu știi chestia asta. Da. Adică e un, e un truism. Da? Uh -huh. Și lucruri care avem senzația că ne distrug la un moment dat, par a fi făcute când ne gândim mai târziu, retrospectiv, retrospectiv da, ne, gândi, ne dăm seama că ne-au forjat. Mm -hmm. Sau că au avut, și au avut numai un sens psihologic, chiar un sens spiritual profund. Da. 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 Mm -hmm. da am fost și eu, cu câțiva ani în urmă, într-o postură de revoltă față de copilărie, față de părinți. Uh, și atunci când am fost pus să, să fac un exercițiu, emblema familiei sau ceva de A, genul, așa. în care pun punctele tare ale mamei uh, și ale tatălui, punctele slabe ale mamei și ale tatălui, uh, îmi, venea, uh, îmi venea în minte punctele slabe și nu, nu știam ce să pun la puncte tare. Pe când în momentul ăsta... Am reluat exercițiul și îmi vin în minte punctele tari și nu, nu mai știu ce să pun la punctele slabe. Și mi-am dat seama, prin schimbarea atitudinii față de părinți care a intervenit uh -huh. pe acest parcurs, mi-am schimbat și atitudinea față de mine. Prin această iertare a părinților de, de care spui, se îmbunătățește și atitudinea cu propria persoană. Și dacă reușim, dacă reușim, că e greu, să extindem această iertare, această atitudine. Uh, și la toți ceilalți. Deci da. e, e un pas mai greu, dar nu mm -hmm. e imposibil de făcut, da? Și da. sunt mai multe învățături religioase și filosofice care ne arată asta, da? Inclusiv asta e ca la Evangheliei, mm -hmm. da? Uh, nu judecați ca să nu fiți judecați. Dacă reușești, la un moment dat, să-ți dai seama că multă lume din șorul tău e pe modul automat. Mm -hmm. Nu e malefică în sine. Uh, și chiar dacă oamenii sunt răutăcioși, la un moment dat, ei sunt răutăcioși pentru faptul că ei au intrat pe un mod automat pentru ei e posibil să fie un mecanism inconștient de supraviețuire mecanism care probabil le-a servit undeva în trecutul lor uh -huh. și să, atât cât îți este cu putință să poți să ierți și să poți să, să fii doar abil în a te apăra dar în același timp fără să hold grudge, fără să ții resentimente e deja deja începe o viață care e mult mai sănătoasă și pe plan psihologic și pe plan spiritual Mm -hmm. Da, e, ai nevoie de o dimensiune spirituală Pentru a putea face acest lucru Fie că ai o sursă filozofică Sau o sursă religioasă Așa Fără, fără o, o sursă spirituală Fără o componentă spirituală Este greu să ajungi la... Aseară vorbeam cu un client Chiar da. aseară uh, Un tip deștept Îmi uh, uh, um, povestea despre Că... Uh, uh, despre lucrurile pe care le descoperă în lecturile sale, despre lucrurile pe care le-a descoperit în terapie și așa mai departe. Și îi spuneam, prin un moment dat mi-a picat fisa și mărturisea faptul că, în afară de ideea cumva generală, că el crede într-o forță superioară și atât, că da. nu are niciun fel de raportare la această forță superioară, mm -hmm. indiferent de învățătura religioasă sau filosofică. Și am spus că măi, tu ești un Intel 10 Windows 95. Uh -huh. Adică tu, până n-ai să instalezi un service pack, până n-ai să instalezi o spiritualitate, de orice natură ar fi ea, pentru că nu facem proselitism în terapie, dar reușești să-ți dai seama la un moment dat că oamenii au nevoie și nu soft care să presupună raportarea la sacru într-un anumit fel. Da? Da? Bună oară, poate să fie budismul, creștinismul clasic, adică ortodoxa romano-catolică, sunt spiritualități destul de, destul de asemănătoare sau știu eu chiar și variante neoprotestante, da? Și nu numai, pot fi inclusiv spiritualități centrate iarăși pe meditație, mai mult pe puterea prezentului, apropo de cartol, dar, dar să existe exact cum spui tu, o spiritualitate, pentru că fără un anumit tip de spiritualitate, adică fără un model, fără o explicație pe care o ai în mintea ta, în sufletul tău, cu privire la motivul pentru care e benefic să faci asta, da? s-ar putea să nu parcurgi pașii ca să poți să ajungi să-ți dai seama cât de benefic e pentru tine să nu judeci, să te raportezi cu iubire față de semeni și așa mai departe. Mm -hmm. Adică eu nu, eu nu vreau să creadă telespectatorii noștri că neapărat trebuie să treci prin printr-un printr algoritm de asta copilăresc la modul că mi-e frică de iad și îmi doresc să fiu un rai și prin urmare mă port bine cu semenii, mm -hmm. Ce aș vrea ca noi toți să ajungem până în punctul în care ne dăm seama cât de sănătos este pentru noi aici și acum și cât de eliberator să facem tot ce ne stă în putință, să iertăm, să ne ridicăm și mm -hmm. să nu judecăm. E, să nu judece, are gust foarte bun. Da? Și când. Ocazional, când a pus să faci. E un exercițiu greu. Da? da? De, de. E. Uh, înălțător. Unia, de înălțător, da. Niciunul dintre noi nu cred că iese treaba asta sau marea majoritatea timpului nu ne iese. Dar da. uh, cu cât te strădui mai mult, să străduiești mai mult, cu atât e, uh -huh. e mai bine. Uh -huh. Da. Uh, și important, puterea, importantă pentru noi oamenii, puterea credinței și puterea semnificației pe care o dăm uh, la alegerilor pe care le facem. Victor Frankl vorbește despre asta. Asta este ultima uh, putere a alegerii uh -huh. de a da o semnificație ceea ce, ce ne se întâmplă, chiar și în uh, circunstanțe foarte grave prin care a trecut el în timpul holocaustului, uh -huh. a avut puterea să, să, să aleagă, să... să să dea o semnificație experienței prin care trecea, și asta i-a dat putere și l-a ajutat să treacă. Omul în căutarea sensului vieții, de Victor Frankl este da. o carte pe care o recomand foarte, foarte frecvent uh -huh. uh, și, într-adevăr, este înălțător, mai ales că el nu pune, Victor Frankl nu pune neapărat problema în termenii unei religiosități. Uh -huh. Dar, cum spuneai și tu, uh, uh, apropo de cele mai. Uh, negre scenarii pe care le-a trăit în lagărul de concentrare cred că a fost chiar la Auschwitz-Birkenau uh -huh. așa, el a reușit să, să ajungă la concluzia asta că și în cele mai negre clipe îmi rămâne posibilitatea să aleg dacă sunt bun sau sunt rău, da? Conform, da. conform valorilor mele și asta la a înălțat de alt minteri, apropo de cât de mare e Universul sau Dumnezeu sau ce fapte minunate, de ce minuni se întâmplă da? omul ăsta după aceea a și trăit ă, destul de mult. Adică el a trecut prin dificultățile acelea și te-ai fi așteptat să nu supraviețuiască foarte mult după aceea, da. dar a, a ajuns, cred că, la 86 de ani mă, mm -hmm. mă uitam. Adică de altfel un ilustru neurolog, neuropsihiatru, cred că făcea și chirurgie pe vremea aceea, sper să nu spun, să, să, să nu, să nu spun falsități. E un exemplu pentru noi toți. Da. Mm -hmm, mm -hmm. E o temă la care m-am gândit chiar și fără componenta spirituală. Dacă ne uităm uh, istoric și chiar uh, Harari vorbește despre asta, pe oameni, pe noi, ne diferențează uh, de animale uh, tocmai capacitatea noastră de a crea povești, Așa. tocmai capacitatea noastră de a crea semnificații și asta ne-a dus în punctul în care suntem acum și acum am impresia că multă lume abandonează Puterea credinței, a poveștilor, a semnificațiilor. Permitem, și caută o da. abordare foarte rațională. Permitem, da, permitem să merg mai incisiv pe subiectul ăsta, că exact asta era discuția pe care o aveam uh, ieri cu cineva. Uh, știi ce se întâmplă? Eu, ca istoric, sunt un raționalist feroce și un sceptic. Da. Uh, dar, apropo de taina suferinței, știi, viața ne învață diverse lucruri. Și am ajuns să bănuiesc, nu pot să trag concluzii definitive, că tu ai două, două tipuri de experiență, să spunem așa, care nu sunt incompatibile. Mm -hmm. Ai odată experiența discursului rațional da. și da. pentru asta te ajută și filosofia, pentru că te învață argumentare, etc. Și discursul, și ferească Sfântul să nu avem parte de discurs rațional, pentru Se că duc. atunci ne ducem de râpă, Da, da. da. Ei, dar ce se întâmplă este că, deși discursul rațional are puterea să demonteze poveștile, miturile, adică la o analiză atentă poți să-ți dai seama că, nu știu, sau poți să arăți că. Există motive puternice de a te îndoi că o poveste sau alta este adevărată, mm. un anumit mit, o anumită învățătură și așa mai departe. Da, da. O anumită da. istorisire, să spunem ea, indiferent da. din ce carte sacră ar fi ea. Care creează poate o presiune pentru anumite categorii de oameni. Sau... Cine știe, cine, da. da. Însă, am început să bănuiesc un alt lucru și anume am început să bănuiesc, Igor, că în lume există energii da. Energii pe care noi încă nu le putem cunoaște și, nu le, și încă nu le putem identifica prin metodă științifică, uh -huh. da? Pentru că noi spunem ce înseamnă explicație științifică? Explicație științifică înseamnă explicație la care ai ajuns prin metodă științifică, da? Uh -huh. Și metodele științifice sunt alea uite, observați experiment, etc., 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 da? Inclusiv chestiunea asta legată de statistică, dacă vrei o să putem intra și în, și în subiectul ăsta. Ei, Problema care se pune este că în interiorul anumitor povești de credință, anumitor istorisiri, este foarte posibil, e foarte posibil, aproape aș putea spune că e sigur, că sunt, apar anumite fenomene. Uh -huh. Bună oară mă gândesc la remisiile spontane, da? ai, ai situații și există acel documentar pe care îl recomand cu drag se cheamă Heal uh -huh. era el tradus pe, pe platformele de filme auto-vindecare da? Heal, asta e cel mai ușor dacă vor telespectatorii să caute și acolo făceau, au luat uh, exemplul uh, mai multor persoane care au avut parte de remisii spectaculoase. În sensul cancere, de asta în ultima fază în care toți doctorii erau convinși că o să... Mm -hmm. da, diagnostice de scleroză laterală, amiotrofă, mă rog, nenoroceri, da, boli autonomări de tot felul și așa mai departe. Și uh, au încercat să vadă ce era comun tuturor celor care au reușit să ajungă la o remisie spontană. Uh -huh. Și printre factorii menționați uh, a fi comun era se, se găsea o schimbare majoră de spiritualitate, o schimbare majoră de dietă, uh -huh. așa o schimbare majoră în ceea ce privește iertarea și o schimbare majoră în ceea ce privește uh, oamenii de care erau înconjurați. Mm -hmm. Relațiile. Mm -hmm. uh, și atunci analiza tot rațională stă în felul următor. Bun, tu ai un discurs rațional și spui ok, putem să, aproape că putem demonstra cu tare lucru sau cu tare lucru sau cu tare lucru sau cu tare scriptură sau cu tare carte sau, e un mit. Da? da. Adică nu are cum să fie adevărat. Dar în același timp, oameni care funcționează în diverse astfel de cadre de credință reușesc, poate nici ei nu-și dau seama acum, să mânuiască astfel de energii sau astfel de fenomene. Mm -hmm. La ce îmi folosește dacă am un discurs uh, impecabil din punct de vedere rațional, dacă el nu mă ajută să mă vindec uh -huh. da? de o boală despre care medicii îmi spun că este incurabilă? Și atunci uh, ajungi să te gândești că băi, e posibil ca să, ai, să aibă dreptate și tabăra care spune că toate astea sunt niște mituri, și să aibă dreptate și uh, tabăra care spune că icoanele fac minuni că, nu știu, anumite ritualuri fac minuni și așa mai departe. da dacă ambele tabere au dreptate uh -huh. în feluri diferite, știi? Da. Și ca să închei, nici nu cred, vezi, aici mai, mai țin să spun ceva, și Foucault a arătat, Michel Foucault a arătat chestia asta foarte mult, că discursul științific este un discurs prin natura lui limitativ. Tu dacă n-ai un anumit limbaj, nu ai ce căuta printre ei pentru oameni de știință și spun asta pentru că sunt, adică și eu fac cercetare și eu sunt om de știință, da? da. Ei, și în clipa în care discursul este construit de așa natură încât se excludă alte tipuri de discursuri, și în clipa în care îți dai seama că limba, limbajul este în sine limitat. Uh -huh. În comparație cu infinitatea de fenomene care pot exista în univers, uh -huh. este posibil ca fenomene de tipul celor pe care le-am descris eu mai înainte să ne scape cu totul. Uh, și te întrebe așa, bun, cine este mai folosit dintre cei care cred și cei care nu cred? Uh, mie mi se pare că... <laughs> și tocmai asta este... S-ar putea să ajungem la concluzia că toate sau multe din istorisirile măcelărite de epoca luminilor uh -huh. da, sunt cele de care avem nevoie ca să ne vindecăm, pentru că vom fi din ce în ce mai bolnavi și nu numai să ne, vindecăm, să ne vindecăm, să ne vindecăm inclusiv relațiile și așa mai departe. Uh -huh. Cine cine are dreptate? Clar, în schimb, există un lucru, două, două elemente. Unu, să-ți să înțelegi cadrul tău de credință. Nu ca fiind relativ neapărat, ci să încerci să-l pui în contextul altor credințe, altor oameni. Da. Iar pentru creștin în special să nu uite un lucru cât se poate de simplu. Mesajul, numărul unu al Evangheliei este iubește-ți aproapele. Nu poți să faci, tu poți să spui, nu poți să te declar foarte credincios că e ortodox, că e romanul catolic, că e neoprotestant. Și tu să te organizezi ca să duci război împotriva unei categorii de persoane. Mm -hmm. Da? Adică Dumnezeu îi răște pe ăia, Dumnezeu îi răște pe ceilalți. Serios. Știi tu asta. Știi? <laughs> în contextul în care Evanghelia spune iubește-ți aproape. Lecă aici este un nonsens. Mm -hmm. Și cred că trebuie să avem grijă la, la, la lucrul ăsta. Că discursul public e, e din ce în ce mai periculos pe partea asta. Mhm. Mm da uh, o atitudine așa cum ai tu și -o, și o mentalitate așa cum ai tu flexibilă și în care faci loc pentru cei buni și dintr-o parte și din alta din păcate e rar întâlnit în societate în societate tendința este de a te duce spre extrem de polarizare Polarizare. Spune polarizare. Da. Uh -huh. eu sunt în tabăra asta înseamnă că tot ce vine de dincolo e neadevărat și invers și în, în bula mea, uh, a oamenilor care uh, sunt preocupați mai mult de partea rațională a lucrurilor, mm -hmm. uh, atunci când vedem exemple de manipulare în uh, scop sau manipulare îmbrăcată într-o formă spirituală, uh, ne sperie lucrurile acestea și începem să respingem cu totul partea de credință. Corect. Dar, la fel cum zici și tu, Mm -hmm. Ei, sunt lucruri extrem de valoroase și a, dacă putem să ajungem la un uh, la un nivel în care să, să îmbinăm cele două componente fără să le spingem cu totul una uh, da, mi-a ridicat mingea la fel eu, pentru că exact asta la, la chestia asta trebuie să fim atenți cu toții da? indiferent unde ne plasăm uh, ideologic, semi-ideologic și așa mai departe rezultatul unei inițiative Rezultatul unui, un, un, unei direcții de, de atac. Rezultatul care este? Pentru că dacă este să te uiți cu atenție, multe lucruri, indiferent de unde au pornit, au avut ca rezultat dezbinarea societății. Mm -hmm. Te gândești la un punct, dacă nu care cumva anumite teme de discuție sunt lansate intenționat, adică cei care le lansează nu speră că se va schimba opinia populară într-o direcție sau alta, mm -hmm. ci poate în mod voit speră să se producă răzmeriță. Pentru că dacă eu mă scandalizez de ceea ce se întâmplă în tabăra cealaltă și după aia cad pradă tentație și vituperez împotriva taberei celelalte și resping absolut tot ceea ce cea, tabăra cealaltă are să spună, mm -hmm. de fapt fac agenda celor care își doresc dezbinarea societății. Uhum. Și uh, cine se uită cu ochiul ăsta foarte atent în mediul online și nu numai, vede că această agendă a dezbinării noastre e foarte uh, bine pusă la punct și funcționează aproape perfect. Uhum. Adică se aruncă niște teme. Și speranța nu este să, încă o dată spun, să convingă pe unii sau pe alții, ci să creeze răzmerițe, să aducă dihonia, cum se spune, da? În termen popular, adică să aducă dușmania. Pentru că, în dată ce ne face să reacționăm, și, și mie mi se întâmplă să reacționez, da? da. În ce te îndepărtezi de celălalt. mai spun că îl judeci și, și așa da. mai departe. Da. Da. Um, o să fie un moment disruptiv aici și o da. să îți pun o întrebare pe altă latură, care este ultima lecție pe care ai învățat-o în ultima perioadă? Pentru că văd că ești o persoană mereu uh, într-un parcurs de învățare, perfecționare, dezvoltare. Și dacă te gândești la cea mai importantă ultimă lecție învățată de tine, care ar fi aceea? Să, să las ambiția deoparte uh -huh. și să mă deschid. La, cum să spun, diversele tipuri de. Să, să, să mă deschid la ajutorul primit din orice direcție ar fi ar veni el. Mm -hmm. Pentru că uh, am trecut printr-un uh, uh, printr diagnostic destul de grav uh, în, uh, la finalul anului trecut și printr-un. Uh, Tratament destul de complex, să spunem așa, sau neapărat complex, dar nu ușor de dus. Mm -hmm. e, și când, când apar probleme de genul ăsta care răstoarnă, îți răstoarnă toată percepția și tot sentimentul falsul sentiment de siguranță pe care le aveai asupra proprietătei vieții, mm -hmm. atunci îți dai seama că exact cum spuneam eu, știi că discursul rațional, pur rațional, foarte folositor de alt pe alte paliere, aici nu te ajută să te vindeci. Că minunile nu se întâmplă cu uh, uh, cum să spun, cu, cu teze puse înainte și cu argumente numerotate și subargumente, nu așa se întâmplă minunile. Uh -huh. Și uh, și-a făcut bine că m-am deschis. Pentru că rezultatele au fost uh, uh -huh. pe măsură. Uh, dar mă bucur. Oricum, ca un mesaj, poate, poate mai sunt oameni care se confruntă cu diverse probleme de sănătate. Să încercăm să fim ascultători în ceea ce privește pe medici, dar să nu-i credem nicio clipă când ne spun că ceva este incurabil. Mm -hmm. Să nu credem cuvântul incurabil. Să nu pierdem speranța. Da, să, mm -hmm. exact, dar mai mult decât atât, să nu credem în cuvântul incurabil. Eu consider că asta nu aș vrea să fie o. nu aș vrea să fie luată ca pe o remarcă, sau. nu aș vrea ca unii să interpreteze că nu trebuie să asculte de medicina științifică. Nu! Asculte medicina științifică, dar nu-l crede pe doctorul tău când îți spune că este incurabil. Nimic nu este incurabil. Și vorba Evanghelicii, nu-i cu putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. <laughs> Și ai învățat asta pe pielea ta. Am învățat asta pe pielea mea. Am învățat pe pielea mea să nu cred în cuvântul incurabil. Mm -hmm. E o luptă continuă. Mm -hmm. Da. Și cum ești acum? Bine. 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 Da. Mă bucur. Și cu trecând prin toate, aceste, prin toate aceste experiențe, și cu o cunoaștere bogată în psihologie, filozofie, spiritualitate. Sunt curios cum arată în momentul ăsta filozofia ta de viață. Hmm. Sau dacă e să o luăm mai rațional, cum arată algoritmul? <laughs> pe... e, e o întrebare foarte generoasă, Igor. Da. Știi? Filosofia de viață. Adică filosofia după care mă conduc. Mm -hmm. um, am să încerc să expun cu grijă. Da? Mm -hmm. Pentru că nu vreau să... să... Ce cred eu este că. De asta am crezut -o dintotdeauna, știi, fără să fac proselitismul niciuneia dintre religii. Dar eu cred că existența noastră de aici nu e singura. Mm -hmm. Nu prea are cum. Știi? Mm -hmm. Adică, însuși, faptul că omul poate. Bun, sunt mai multe argumente pe care le putem discuta aici, dar însuși, faptul că. Omul se teme de moarte, știi? Adică, dacă noi eram doar niște animale mai evoluate, n-ar fi trebuit să avem uh, musai -o, o părere nasoală despre sfârșitul natural al vieții, știi? Uh -huh. uh, bun. Eu, discuția este foarte largă, dar eu cred că existența noastră nu este singura aici. Că mai vin altele, că sunt mai multe tipuri de existență, că. Sunt mai multe forme de a de exista după aceea, asta rămâne deschis. Uh, și mai cred că suntem aici ca să învățăm, să ne dezvoltăm, să descoperim despre noi înșine, lucruri uh, în relație cu ceilalți. Mai cred că se poate intra în, în, în relație cu Dumnezeu. Da? Uh, și sau cu universul, sau cu energia care ne uh, înconjură. spune cum vrei. Mai cred, uh, apropo de filosofia de viață, pentru că m-a întrebat cineva la un moment dat, zic, bine, dar tu și eu cred într-o forță supremă, da? Sau și eu cred așa într-o energie uh, care acoperă tot. Uh -huh. Mie îmi place, chiar dacă o să pară un, un uh, poate un argument uh, ciudat pentru unii, dar mie mi se pare că atâta timp cât universul a produs conștiință, Uhum. și că, acea, că a avea conștiință uh, pare a fi ceva mai complex decât a nu avea conștiință, uhum. energia aia care este peste noi, deci e mai mare decât noi, cum ar putea oare ea să fie inferioară nouă adică să nu aibă conștiință? Uhum. De aia, pentru mine, Dumnezeu este cineva. Ei, și de acolo uh, ce mă străduiesc sau ce, ce încerc să fac este să îmi dau seama ce vrea el de la mine, mm -hmm. <laughs> sau ce se așteaptă, sau care este drumul meu, iar în termeni mai, să spunem, practici, cred în a face bine. Nu reușesc tot timpul, mm -hmm. dar cred în a face bine, cred în a. a, a cred în puterea exemplului, mm -hmm. cred în faptul că oricând putem să arătăm un, un gest de milă, de compasiune și el, și el nu este gratuit și el nu va fi uitat în marea schema Universului, în nicio mm -hmm. formă. Uh, mai cred că rugăciunea contează. Asta e un lucru pe care l-am învățat foarte recent, l-am reînvățat. Că rugăciunea contează. Mm -hmm. Contează pentru că am senzația că noi atunci când ne rugăm, indiferent de forma în care ne rugăm, dar atunci când ne rugăm sincer, noi avem senzația că îl înduplecăm pe Dumnezeu sau înduplecăm Universul într-o manieră în care înduplici, te, te milocești de un om, știi, pe care trebuie să l îndupleci. Mm -hmm. Dar am senzația că în momentul când ne rugăm, cu toată sinceritatea, ne încărcăm noi înșine, știi, ca și cum mai face un plug undeva la o energie sursă și de acolo te încarci. Mm -hmm. Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunile noastre, noi avem nevoie de rugăciunile noastre către Dumnezeu, știi? Mm -hmm. Uh, și mă ghidez, uh, dar cred în același timp uh, că la fel, de e, uh, la fel de important este și cultivarea minții, mm -hmm. cultivarea intelectului. Uh, am pierdut acel având pe care îl aveam uh, până să mă îmbolnăvesc, având -o în ideea că rațiunea, că intelectul este tribunalul suprem, da? care, la care trebuie să aducem și să măcelărim toate poveștile, toate miturile, toți eroii, toți zeii și așa mai departe. Deci nu mai am nu mai am această idee, dar în continuare cred că avem nevoie cumva, să folosesc un termen așa mai ortodox, să ne smerim, știi? Adică să ne dăm seama că, indiferent cât de ascuțită este mintea noastră, între limita cunoașterii umane și Universul infinit, există o cantitate infinită de lucruri mm -hmm. pe care nu le știm. Și ăsta e un adevăr. Adică oricât ai extinde, da, hai să spunem că peste 500 de ani de acum încolo, fizica, chimia, biologia, etc., sau poate se vor numi altfel științele atunci, vor avea o altă înțelegere, da? Vor, vor, vor pricepe mult mai multe lucruri decât pricepem noi acum. Bun, dar dacă pornim de la axioma că Universul e nesfârșit, în întotdeauna vor apărea alte fapte de descoperit. Uh -huh. uh, și ca să închei, așa fac eu diferența între două tipuri de adevăr. Ele sunt mai multe, dar uh, vorbesc de adevărul uh, corespondență, adevărul aristotelic. Îl poți numi și fapti, corespondența dintre propoziții și fapte, uh -huh. dar să conștientizăm întotdeauna că se pot descoperi alte fapte noi, alte lucruri noi, și atunci noi să ne revizuim propozițiile. Faptul că Pământul era centrul sistemului sau chiar centrul Universului era un adevăr pentru cei din vechime. Da. Ei au schimbat propozițiile după ce observațiile nu se mai potriveau cu propozițiile. Suntem noi pregătiți acum să gândim că s-ar putea ca propozițiile pe care le deținem ca adevărate acum să trebuiască să fie schimbate pentru că o să descoperim alte fapte? Suntem pregătiți de asta sau nu? Și ăsta este adevărul să spunem logic sau dacă îl putem numi așa. Și mai există și adevărul trăit. Mm -hmm. Adevărul Numai că adevărul trăit avem un noroc. Eu zic că e un noroc. Nu se poate pune în cuvinte. Mm -hmm. De aia... Cred că marea dramă a zilei de astăzi, și de fapt a fost și a secolilor trecute, dar și acum, este că oamenii confundă cele două adevăruri. Că dacă tu ai o experiență trăită, autentică într-o anumită învățătură religioasă, filosofică și așa mai departe, ești dispus să conduci un război de convertire a celorlalți la învățătura ta. Uh -huh dar tu nu pricepi faptul că adevărul tău trăit, oricât de autentic ar fi el, nu poate fi transmis celuilalt și că celălalt merge pe calea lui ca să uh -huh. descopere, uh -huh. să ajungă la un adevăr trăit. Și că chiar dacă ai reușit să-l cucerești pe celălalt și chiar dacă ai reușit să, să ai, ai avea tu senzația că îi împui ceva, ei da poate învățătura ta, ei da poate povestea ta, ei da poate istorisirea ta, scriptura ta, dar nu ai putea da mai mult de atât. Pentru că acel adevăr trăit nu se transmite mm -hmm. așa. Și nu poate fi pus în propoziții. Mm -hmm. Cam asta e în linii mari. <laughs> wow. Mulțumesc mult pentru că ai împărtășit uh, uh, filozofia ta de viață. Uh, apreciez mult ca ai, ai o claritate în privința lucrurilor pe care le știi și în privința lucrurilor pe care nu le știi. De multe ori noi. ai Confundăm claritatea cu abilitatea de a ști, dar uneori este important să, claritatea uneori înseamnă să știm ce nu știm și să acceptăm asta. Și, în general, claritatea este o nevoie tot mai des exprimată de mulți oameni din jurul meu. Aud treaba asta, am nevoie de mai multă claritate. Mm -hmm cum ți-a ajuns tu clienții sau ce înseamnă claritatea pentru tine, cum ți-a ajuns clienții să obțină această claritate. De exemplu, în cazul meu, cred că a fost o capcană căutarea clarității uh -huh. uneori. Uneori am avut nevoie doar de curaj de a acționa, iar claritatea a venit după. Așa stăteam într-o stare de căutare permanentă a clarității și după asta să urmează, să, să, să acționez. Dar, de fapt, îmi lipsea curajul. Din perspectiva ta și din experiența ta de psihoterapeut și din experiența ta personală, ce înseamnă claritatea și cum poți ajuta pe oameni să obțină. Ce înseamnă claritatea? Ea vine din mai, pe mai multe paliere sau, hai să spunem așa, are mai multe fațete. Mm -hmm. Poți să pornește de pildă, de la disciplina. Logică, da, argumentării, și să îți amintești permanent că trebuie să fii capabil să dai o definiție, oricât de rudimentară, termenilor pe care îi folosești într-un discurs, uh -huh. și să-ți fie clar sensul termenilor pe care îi folosești atunci când, când vorbești. Asta este iarăși o claritate, și să poți să explici și celuilalt. Uh -huh. Dar claritate înseamnă și să, o claritate, să spunem așa, emoțională de la care punct încolo faci un leap of faith, da. un sal de credință. Bună oară dau exemplu, chiar vorbeam cu o clientă ieri și ea se plângea de, de anxietate și de faptul că se îndoiește permanent de ea însă și, da. și de... Ce planuri îi trec prin cap, nu știe ce ar vrea, s-ar simți în stare să pună în, în acțiune și așa mai departe. Și spuneam că niciodată nu poți să ai. I-am explicat că ea caută un sentiment de siguranță da. care uh, nu există sau dacă există este unul fals, pentru că totdeauna uh, accept, trebuie să acceptăm cu fiecare decizia noastră și neprevăzutul din viața noastră. Mm -hmm. Da? Uh, noi putem să avem o idee despre, da, dacă, dacă particip decid să particip la Igor la emisiune, da, pot să am o idee despre cum ar putea să se desfășoare poate am văzut și cum au fost emisiunile anterioare, dar nu înseamnă că am, că pot să prezic neprevăzutul da? Da. Ei și îi spuneam că dintr-un punct încolo, după ce ai cântărit argumentele și așa mai departe, iluzia că poți controla neprevăzutul E o chestie foarte toxică. tu da. trebuie să accepti neprevăzutul și să nu încerci să ne controlezi, pentru că nu prea e nimic de controlat, să spunem mm, așa. Da, da. poți să-ți pui de o, o mulțime de siguranțe, să te gândești mai în cazul ca să se întâmpla asta, ar fi așa. Dar, în experiența mea de viață, am descoperit că niciodată lucrurile nu se întâmplă conform scenariilor din cap pe care ni le-am făcut noi. Da. A, niciodată. Și, uh, uh, și și asta e interesant, cred că îmbucurător, da? pentru că asta ne spune că vrem, nu vrem, trebuie să ne lăsăm surprinși mm -hmm. de Dumnezeu, de Univers, de spune cum vrei. Iar uh, din un alt punct de vedere, claritate mai aduce și uh, cunoașterea emoțiilor pe care le avem de regulă. În legătură cu anumite lucruri, mm. da? De pildă, în clipa în care, nu știu, clientul meu vorbește și de vorbește despre un conținut și atunci se simte mândru de acel conținut și tu, terapeutul, îl faci conștient de asta. Uite, mm. acum pare că te simți mândru, înțeleg mm. bine mm. sau... Deci, cu cât îți înțelege emoțiile atașate... Nu numai discursului, ci și situațiilor, Activități. interacțiunilor, mm -hmm. activităților, cu atâta lucrurile sunt mai clare pentru tine. Mm -hmm. Pentru că așa și, știi, așa și în dragoste, mm -hmm. Igor, da? Adică să și te uiți la cineva și te gândi, ce mă atrage la tipul ăsta sau la tipul asta. E are maniera asta degajată pe care o are? Este o chestie... Preponderen în fizică, dacă este preponderen în fizică, ce anume, știi? Mă face să mă simt într-un anume fel. Cum mă face să mă simt? Mă face să mă simt ca și cum aș avea speranță că în viitor poate să fie o poveste între noi. Îmi vine minte o chestie. Scuze că tot dacă tot vorbim despre asta. nu are un eseu care se cheamă despre seducție. Uh -huh. Este un eseu grozav. Uh -huh. Și uh, în, în el, el începe acest eseu vorbind despre verbul a seduce, seducere, da? care înseamnă a lua într-o parte. Uh -huh. Și spune așa, știi, spune că fiecare dintre noi uh, suntem, ca, suntem ca niște entități puse pe o anumită direcție, dar mulți dintre noi, în Sufletelul nostru, ne dorim ca cineva să ne tragă din rând Aha. și să ne ducă undeva, mm -hmm. ca, ca în fața unei uși, care nu se deschide, dar în spatele acelei uși este o lume promisă special pentru noi. ca să ne faceți să ne îndrăgostim. Este că undeva, în, în subtil, celălalt ne promite o lume, adică o experiență, o trăire, o trăire care mm -hmm. este special pentru noi. Da. Uh, și ți-am dat exemplu de claritate, că de e foarte bun și discursul filosofic, pentru că din multe ori, psihologii nu sunt în stare să se nuanțele astea. Uh -huh. Cum ți-am dat exemplul lui Iceanu și nu numai, adică sunt mult mai mulți. Eu scriu și filosofii noștri, inclusiv cei contemporani nouă, cei care trăiesc acum, au niște eseuri extraordinare și îți dau seama de niște nuanțe pe care uh, psihologii, mai mulți sau mai puțin științifici, nu a reușit să le surprindă. Da. Și cu asta am mai vândut un secret: că unul din motivele pentru care am făcut filosofie este ca să devin un psihoterapeut mai bun. Mm -hmm. <laughs> da, e mult de spus despre claritate. Da, um, da, da. Și dacă, dacă o să avem ocazie, mă, mă voi mai gândi la, la, la conceptul acesta, la noțiunea asta de claritate, de limpezime. Mm -hmm. uh, ai, ai adus în discuții subiectul de anxietate. Mhm. Mm Părerea mea, nu știu dacă împărtășești opinia asta, dar este că noi trăim într-o lume mai complicată, avem o viață mai complexă decât părinții și bunicii noștri, pentru că, unu, Avem mai multe opțiuni și alegerile devin mai grele. Nu mai avem o traiectorie clară, predefinită pe care o aveau părinții și bunicii. Avem o, o paletă largă de opțiuni. Suntem și... striviți de alternative. Da, Așa. da, da doi avem rețelele sociale care creează niște standarde înalte mm -hmm. și pune în mod inconștient o presiune pe noi să ne ridicăm la anumite standarde imposibil de atins. Mm -hmm. Nu ne mai raportăm doar la vecini, doar la comunitatea în care suntem, ne raportăm la o comunitate globală unde există miliardari, vedete, tot felul de oameni care proiectează vieți perfecte. Mai ales că și ei aleg ce pun acolo pe, pe Instagram sau pe Facebook. Proiectează vieți perfecte, dar și nu spun asta cu răutate, mulți dintre ei duc vieți mizerabile. Da, adică sunt profund da. nefericiți, apelează la droguri, se sinucid și așa mai departe. Da. Da. Dar proiectează și multă lume se ia după această proiecție și nu mai chestionează ce ce dincolo de ce afișează. Și atunci... Sentimentul de anxietate, de depresie este tot mai vizibil, tot mai prezent în societatea noastră, tot mai discutat. Cum îți ajut tu, clienții? Și, în primul rând, ce părere ai despre ce am spus despre viața mai complicată pe care o avem acum și care creează presiune pe noi și ne face uh -huh. viața mai complexă? Și doi, cum, cum îți ajuți clienții să... Ok, am scăpat și piatra <laughs> din mână. <laughs> uh, în ceea ce privește prima parte a întrebării, uh, sursele sunt, uh, cum să spun, perfect... Uh, valide. adică, dar nu, nu se reduce numai la asta, diferența dintre. adică anxietatea. Anxietatea vine din multe, multe okay. surse, știi? Anxietate mm -hmm. ce este. Noi o numim o, o frică, o teamă fără obiect, era o definiție veche a mm -hmm. anxietății. Adică, e teamă fără obiect real. Anxietatea reprezintă uh, o stare de frică pe care o avem noi în momentul când ne imaginăm pericolele mm -hmm. sau. Dăm semnificația de pericol unui anumit stimul din capul nostru și am ajuns să reacționăm uh -huh. ca și cum am fi în pericol de moarte atunci când ne gândim, de pildă, la situații cum ar fi când ne facem de râs, vorbitul uh, în public, vorbitul în public uh -huh. și așa mai departe. Uh, deci, sursele sunt mult, uh, sunt mult mai multe și uh, în. Uite, îmi dau doar un exemplu, pentru că domeniul anxietății este vast. Sunt mulți oameni cu care m-am întâlnit, inclusiv în terapie, care au rămas, au trăit cu senzația asta că e ceva în neregulă cu ei pentru că ei nu sunt sufletul petrecerii. Adică nu sunt. Genul de oameni care uh, vorbesc cu ușurință în public, vorbesc cu ușurință la un podcast profil, uh -huh. uh, care, uh, da, sunt oameni care nici măcar nu au curajul să posteze o fotografie de profil pe rețelele de socializare, da, o fotografie cu ei înșiși. Uh, și asta e deja un exemplu de cum portretul omului de succes. Nu e doar că e bogat, frumos și așa mai departe, dar că e dezvolt și vorbește da. cu ușurință în orice da. context. Ori noi, mm -hmm. noi nu știm să ne prețuim timizii. Timizii de multe ori au capacități superioare nouă celor care sunt mai dezvolți, în ceea ce privește concentrarea asupra muncii, efortul susținut și așa mm -hmm. mai departe, da? Mm -hmm. Nu înseamnă că trebuie, nu toată lumea trebuie să fie sufletul trecere și nu toată lumea trebuie să aibă dezvoltura asta. Uhum. Deci, merită analizat etalonul la care ne raportăm. În momentul yeah. când spunem despre noi că de acolo apare anxietate. Bă, eu ar trebui să fiu așa, dar eu sunt așa. Mamă, ce rău este. Okay. Ceea ce nu înseamnă că e justificat să ne retragem în bărlocul nostru și să nu mai avem interacțiuni sociale, că nici asta nu e bun. Uhum. Ok. Uh, cum cum depășim? Bun. Eu atac anxietatea pe pardon mai multe paliere. De la aspecte comportamentale legate de inducerea unui uh, uh, răspuns de relaxare, unui răspuns fiziologic de relaxare, uh -huh. uh, până la uh, analiza semnificațiilor pe care persoana le dă, o, o dă anxietății, uh, până la expunere efectiv brute, uh -huh. da? Bună oară în tulburare obsesiv-compulsiv în special cea a ruminatorii, adică când persoanele au gânduri intruzive repetate că și-ar putea pierde controlul și-ar putea face ceva necucetat folosesc metoda înregistrării audio sunt multe în principiu atac anxietate comportamental și așa mm -hmm. să spun de ce pentru că Răspunsul anxios ține de multe ori niște legături care nu sunt în lobul frontal, la care facem noi matematică și podcasturi. Okay. Ci ține de, lo de uh, sistemul limbic, mm -hmm. care e creierul nostru animal. Mm -hmm. prin urmare uh, anxietatea se leagă de un răspuns foarte primitiv în noi și de aceea mm -hmm. prefer să merg pe aspecte comportamentale. Evident și aspectele cognitive, pentru că dacă nu, după aceea, dacă noi nu interpretăm un anumit lucru ca fiind pericol, nici nu vom mai avea reacția respectivă. Mm -hmm. uh, și nu, cum să spun, și nu în ultimul rând uh, sunt aspectele uh, fiziologice, dacă vrei, da? Adică e și capacitatea de a, nu știu, de a face un sport, da? Care să ți inducă relaxare o și... meditație. Exact, meditația iarăși ajută locul frontal, și ajută capacitatea de, de autocontrol, dar și îmbogățirea experiențelor. Mm -hmm. um, nu cred că am făcut vreodată terapia anxietății fără să propun persoanelor expuneri, de un fel sau altul. Mm -hmm. um, adică, de pildă, facem o listă cu lucruri de făcut în ordinea dificultății lor. Cât disconfort creează, da? Păi dai de la 0 la 100, dai un score. Mm -hmm. Și ai în josul listei cel mai mărunt comportament, de pildă să întrebi un necunoscut pe stradă cât este ceasul, și ai în vârful listei să ții o cuvântare în fața unui auditoriu de 100 de persoane, par exemplu. Dar lista da. poate să difere de la un om la altul, da? Da. da? Ei, și după aceea, you work your way through it. Tot o parcurgi pas, de la cu pas. pas cu pas, pas cu pas și încurajezi clientul să, să nu renunțe. Uh -huh. Și de multe ori se întâmplă mici minuni, știi? Pentru că ei descoperă că nu le rupe nimeni în capul dacă intră în vorbă cu un necunoscut, dacă dau un telefon unei mătuși îndepărtate pe care n-au auzit-o de ani de zile și așa mai departe, știi? Exemple de, uh -huh. exemple de comportamente. Iar în ceea ce privește uh, ideea de a fi striviți de noi anul de oportunități, aduc în discuție iarăși iluzia controlului, știi? Pentru că știi, ai auzit și tu conceptul ăla, fear of missing out, știi? Da, da. Băi, mi-este teamă nu doar că mi-este teamă că îmbătrânească și n-am făcut cu tare sau cu tare lucru, dar mi-este teamă că ar putea să existe o oportunitate mult mai bună decât cea în care eu mă aflu acum și eu pentru că nu știu de ea o ratez și ăsta este un lucru grav, da? Ei, anxietatea se leagă foarte tare de control. Mm -hmm. Și am trăit chiar asta pe propria piele. Adică se leagă foarte mult de impresia ta, de dorința ta, de încercarea ta de a uh, uh, controla uh, evenimentele astfel încât ele să se, de mm -hmm. se deruleze așa cum vrei tu, știi? De a Sau controla să pre ceea ce nu poți controla. De a controla ceea ce nu poți controla, exact. Și dacă uh, tu ajungi un pic poate și pe calea unui anumit, un anumit tip de spiritualitate, dar chiar și logic, să-ți dai seama că, băi, situația în care mă aflu eu acum este asta, uh, ceea ce se poate omenește face fără să mă epuizez, este cu tare sau cu tare sau, sau pot să rămân cu antenele întinse în cu tare sau cu tare direcție, iar restul nu mai stă în controlul meu. Mm -hmm. Însă, ce am descoperit și la mine, și uh, alături de clienții mei, este următorul lucru. Se întâmplă ceva, Igor, pe parcă e magic. În momentul când te relaxezi, în momentul când nu mai obsedezi cu privire la ceva, da. nu știu cum se face, că se amestecă așa, se așează oportunitățile și ele încep să apară. Știi? Și cu atât e, e valabil și pentru profesie, e mai valabil pentru relațiile de cuplu. Adică în momentul când te relaxezi și spui, băi, îmi propun să fiu o perioadă singur, știi? îmi propun să fiu o perioadă să mă bucur de, uh, da. uh, nu știu, de uh, uh, activitățile mele cu mine, de prieteni, de lectură și așa mai departe, să enjoy uh, being by myself. Uh, <laughs> În clipa aia, nu știu cum se face că și paca apare cineva, știi, dar cât ai căutat o o intens, o, o, da. intens, o perioadă bună, știi, nu ai găsit. Și atunci uh, uh, cred că mesajul pe care l-am învățat și eu, nu, și nu vreau să nu vreau să mint, să spun că l-am învățat de mult. Adică mi-a luat și mie, mi, luat, mi am luat și eu mult popcanț în freză până am învățat chestia asta, este să mai și aștepți ca lucrurile bune să te găsească ele. Știi, nu neapărat să bobinezi acolo și să pedalezi <lipări> obsedat că trebuie să faci nu știu cât ca să, ca să găsești binele din viața ta. Mm -hmm. e, e un paradox. E unul din paradoxurile uh, care se întâmplă în viața noastră. Cu cât mai mult cauți, cu atât mai, mai greu găsești, cu cât ești mai relaxat, cu atât uh, o să vină. Ce ai nevoie. Apropo de spiritualități, de tipurile ce atracție, dacă pe asta se, se basează, pe ideea că ai o stare de relaxare cu privire la obiectul dorit, la mm. chestia dorită. Da, și clar, noi transmitem, dacă ar fi să încerc o explicație științifică, e probabil că noi transmitem niște microexpresii, noi transmitem niște emoții fără să ne dăm seama, știi, prin microexpresii. Și uh, probabil că emoțiile alea, taman, resping împrejurările de care noi am avea nevoie, știi? <laughs> Mi-aduc aminte de perioadele în care eram singur și eram obsedat să găsesc pe cineva da. <laughs> și toată, toate fetele pe care le abordam <laughs> mă respingeau. Da, da. Exact. Probabil veneam prea. E faibou, știi? Vibe. E fai la în care. Dar în momentul în care nu-ți propui lucrurile sunt diferite. Mm -hmm. Da. Și. Întrebarea lungă și alambicată pe care ți-am pus-o mai devreme era și depresia. Așa. Legat de depresie, cum îți ajuți clienții? Uh, legat de depresie, uh, legat de depresie, știi, iarăși sunt uh, toate palierele, da? Uh -huh. Este odată palierul... Uh, nu, hai să încep cu o chestie mai, uh, mai concretă. Înainte de palierul comportamental, uh, vorbesc despre palierul strict biochimic. Da. Ah, așa. Uh -huh. Pentru că aprox mai mult de jumătate dintre clienții mei sunt uh, carenți de vitamină D. Uh -huh. Iar carența de vitamină D de deprimă. Pac. Adică e o chestie banală. Oricine se poate duce la laborator, solicită să facă analiza uh, 25 OH vitamina D, da? Mm -hmm. Și vede unde se află. Mulți mm -hmm. suntem care de vitamina D și asta ne pune la pericole și pentru boli autoimune și așa mai departe. Pe lângă asta eu am un pachet întreg de analize. Ele sunt de găsit pe site-ul meu dacă mm -hmm. este cineva mm -hmm. interesat. Pe psihoterapeut .ro, la întrebări, pachetul celor 20 de analize de sânge, toate legate de starea psihică. Da? Mm -hmm. E public, nu e nimic, nu e okay. nimic secret. Și propun oamenilor să facă setul ăla de analiză vedem dacă el nu este cumva tras în jos un parametru biologic. Mm -hmm. Sunt aspecte care țin de tiroidă, Igor, sunt aspecte da. care țin de carențe de fier la unii, de da. carențe de unul din B-uri sau mai multe. Adică sunt mai multe lucruri care se pot întâmpla. Sau sănătatea ficatului care este strâns legată de da. felul în care ne simțim, starea de spirit pe care o avem după care tot în partea de biochimic am mai dar aici n-am să dau prea multe informații pentru că aici trebuie administrat cu grijă, da? Există de pildă anumite substanțe care sunt destul de safe pentru că ele sunt trecute la noi în România la capitolul suplimente alimentare și administrate cu grijă pot să ajute fără ca ele să... Sunt, mă refer la, la niște chestii din plante, da? Uh -huh, adică, uh -huh. ca să fie foarte clar pentru toată lumea, ele ajută și în mare parte din cazuri nu, e, nu mai e nevoie de psihiatru, știi? Da. Însă asta nu ar trebui să înlocuiască opinia unui psihiatru competent. Bun. Baia, pe partea comportamentală, pe partea comportamentală încerc să-mi dau seama dacă nu cumva omul nu are activități recompensative. Uh -huh. Adică dacă rezervorul motivației lui nu cumva este gol pentru faptul că nu face activități recompensative. Lui s-ar putea să-i se pare recompensativ că stă în fiecare zi numai în casă și se uită la seriale, dar de fapt asta să agraveze și mai mult problema. Da. statul ăsta în casă și știi că noi discutam acum una și jumătate da. pe martie anul trecut, discutam despre faptul că statul ăsta în casă o să ne strice pe cap de, de, pe toți și asta și-a reușit da? Da. mai ales sunt îngrijorat în, că acum se întâmplă și un fenomen social sociologic chiar companiile au prins gustul lucratului de acasă, al angajaților da ei, și ai oameni care lucrează de acasă și după ce termină programul de lucru acasă, continuă să rămână acasă și ori se joacă jocuri pe computer, ori se uită la seriale și ai zile întregi de stat în casă. Da. Asta, deci fără să fii expus la o lumină naturală mai mult, fără să piciorați de sare pe tine și așa mai departe, nu ai cum să nu te deprimi după aia se analizează calitatea relațiilor, vedem care din relațiile respective sunt satisfăcătoare, dacă sunt cumva relații toxice prin preajmă, care mm -hmm. trag stima de sine a persoanei respective în jos, dacă îl doboară, da? da? Dacă persoana practică sau nu în sport, pentru că sportul e și foarte important pentru nu numai pentru anxietate, dar și pentru, pentru depresie, da? Mm -hmm. Pentru a duce un plus de endorfine interpretarea evenimentelor noi folosim o tehnică numită restructurare cognitivă într-un tabel uh -huh. omul înregistrează evenimentele și interpretarea cea mai probabilă pe care o avut-o la acel eveniment de exemplu m-a sunat prietena X să mă întrebe ce fac și mie îmi a trecut prin cap a sigur se gândește că s-o fraieră că stau în casă uh -huh. da și după înregistrez acel lucru dar înregistrez și alternative cum aș putea cum altfel aș fi putut gândi. Da. Ah, poate chiar o interesează de mine și ar vrea să ieșim, poate chiar se gândește că vrea să mă ajute, că știe că stau prea mult în casă, da? Și omul se antrenează după aceea să aibă moduri alternative de a gândi la un da. anumit eveniment. Asta este restructurarea cognitivă. Puh, și bineînțeles o mulțime de lucruri că exercițiul ăla cu valorile iarăși îl fac pentru că oamenii și găsesc sensul, de multe ori ei, mulți ies din depresie în momentul când se apucă de ceva ce vreau de mult să facă uh -huh. o a doua facultate sau un pachet de studii de alt tip neapărat o facultate anume o nouă activitate hobby-urile le cultiv unii au descoperit canto, alții au descoperit cântatul la pian alții au descoperit cântatul la chitară sau, mă rog, un alt instrument. Sunt persoane care, știu eu, au reluat pictatul, desenatul. Mi se întâmplă foarte des să dau următoarea temă, desenează-ți bucuria. Păi cum adică cum să desenează bucuria? Zici că păi e așa cum îți imaginezi tu. Cum deci îți că... vine. Cum îți vine, exact. <laughs> Și uh... Ei reprezintă, mai ales cei cu fire artistice, reprezintă în diverse feluri, da? Fac un tablou numit Bucuria mea uh -huh. și păstrez mai ce energie, trebuie să depui în a face un tablou care se cheamă Bucuria mea. Da. Îți clară niște energii pozitive care câteodată lucrează ca o magie, da? Uh -huh. Țin minte că am avut în. și cu asta închei, în terapie de mult un pictor, un pictor cu experiență. Și. Uh, Cred că tabloul se intitula Bucurie sau Fericire. În fine a ieșit o mică operă, adică a ieșit o capodoperă, după părerea mea. Adică era ceva era o reprezentare care m-a lăsat așa pe, și a zis că pe asta nu. el, el a zis că pe asta nu vând, nu-o dau nimeni, pe asta o păstrez pentru că era și foarte reușit tablou. Mm -hmm. Da. Resursele sunt multe. Igor, în general, încerc să-mi dau seama. Care sunt lucrurile care îl uh, mișcă pe om? Unii, de pildă, scriu și atunci merg pe teme de genul acesta, alții pictează și merg pe teme de genul acesta. Dar de fiecare dată e o analiză cumva 360, adică încerci să-ți dai seama de, uh, și de context. Exact, de context. Foarte des, schemă, un membru al familiei, uh -huh. persoana cea mai importantă, persoana semnificativă sau persoanele semnificative. Uh, și nu în ultimul rând de aici contează și relația terapeutică. Pentru că oamenii se vindecă și pentru faptul că ție, ca psiholog, îți pasă cu adevărat. Da. Uh, am spus, -o, Eu spun totdeauna clienților: nu fapt că mă plătești, nu înseamnă că nu îmi pasă. Uh -huh. da? Pentru că oamenii își imaginează că îi cumpăr, ar putea fi tentat să-și imagineze că îi cumpăr un serviciu și ce îi pasă lui, da, am ieșit pe, pe ușă și nu mai, nu contează deloc pentru el cum mă simt eu, dar nu e așa. Și știi de ce? Pentru că oamenii simt, oamenii simt mm -hmm. și dacă îți faci meseria cu o detașare nesănătoasă, la modul că nu-mi pasă de soarta lui, nu reușești să faci mare lucru. Așa că nu trebuie nici să te contaminezi, adică să plângi pe omărul lui și el pe omărul tău și să plângeți amândoi de necazurile survenite în viață. Mm -hmm. Implicare controlată, cum spunea Carter Rogers. Da. Implicare controlată. găsești echilibrul ăsta. Și eram curios, în ultima perioadă ai mai avut cazuri de contaminare? Ai avut cazuri când după o sesiune sau după o zi de terapii te-ai simțit secat, emoțional, sau? Ca o constantă, ca o constantă, să faci terapie pentru mine uh -huh. este foarte obositor. Uh -huh. Obositor. Pentru că trebuie în același timp, eu am mai spus-o și în alte rânduri, în același timp trebuie să fii atent la ceea ce îți spune omul, la următoarea întrebare, la cum te simți tu, la cum crezi că se simte el, la... Deci, de și tot e simultan, știi? Însă, deci, în primul rând o asta este, mi se mai întâmplă, nu știu dacă îmi vine în minte acum. Uh, da, cred că îmi vine în minte situația unei doamne. Eu lucrez mult și cu românii din afară da. uh, cu diaspora și o doamnă era complet nefericită de relația cu fiica ei. O doamnă într-o țară îndepărtată chiar. Uh -huh. Și uh, țin minte că am închis uh, sesiunea. Și simțeam așa ca o părere de rău, pentru că era cumva o situație în care terapia nu putea să ajute foarte mult. De ce? Pentru că fica n-ar fi vrut niciodată să stea de vorbă cu, cu, cu un psiholog, asta mi asta a apărut foarte, foarte clar. Și uh, comportamentul ei nu putea fi schimbat prin ceea ce făceam noi acolo. Pardon, mm -hmm. Deci, cu alte cuvinte, nu poți să schimbi o persoană care nu vine în terapie. Mm -hmm. Și țin minte că am rămas așa cu o părere de rău, pentru că mă gândeam și mai departe ce face. Știi? Are un singur copil și atât, și e singură, și copilul e așa cum e, și ce o să facă ea mai departe. Adică ce poate să-și bazeze bucuria cu... mm -hmm speranțele de viitor, știi? Sensurile. Okay. Sensurile, poate, da, pentru că un părinte și copilul, și copii înseamnă, eu nu am copii, dar pentru cei care au copii, clar, e Copilul cu, este un sens. Da. Și um, asta a fost doar un exemplu. Și mai sunt situații în care lucrurile par cel puțin la prima ședință așa de alambicate încât uh, se întâmplă rar, dar se întâmplă, încât uh, termini ședința și te gândești, bă, nu știu în ce direcție să o apuc, și trebuie să mă gândesc. Mm. Da. Eu nu amestec așa de lucru, De-aia e foarte important în terapie să ai răbdare și cu tine. Pentru că dacă nu te nămolești tu, adică dacă intri tu sub trepidația că vai de mine, vai de mine, nu vine nimic în minte sau omul nu avansează așa cum mă așteptam eu, criza ta se va vedea pe fața ta, o vei transmite celuilalt. Da. Da? Și asta, asta nu ajută pe. Adică trebuie să faci. Este etic să tragi cât mai mult, să, să trageți amândoi spre rezultate, mai ales când costurile terapiei sunt ridicate sau foarte ridicate, dar în același timp nici nu poți să te panichezi tu ca terapeut. Da. Adică nu ai voie să faci așa ceva. Da. da. Eu sunt uh, soț de psihoterapeut la okay. început de drum și. Uh, am văzut de aproape procesul ăsta, mai ales primii ani de activitate, și greutățile care vin cu, cu meseria asta. Nu e o meserie ușoară. E o expunere constantă la suferință. Da. La fel cum un medic care lucrează într-un spital e expus mereu la suferință fizică, așa și un psihoterapeut are expunerea asta constantă la, la, la suferință. La emoțională. Săferința, la suferința emoțională. Și nu numai. E inclusiv la suferința fizică. Pentru că îți vin da. oameni care au diverse boli, de exemplu, care implică și suferința fizică. Da. Și nu numai. Mm -hmm. Pierderi. Uh, mai am o întrebare pentru tine. O întrebare pe care am mai pus-o și sunt curios ce, ce o să-mi răspunzi. Dacă ai avea o baghetă magică huh. și ai putea oferi peste noapte oamenilor din Iași o trăsătură sau o abilitate, iar asta să ne facă nouă, comunității, o viață mai bună și tuturor oamenilor. Mm -hmm. Care ar fi aceea? Într-o situație dată, să aibă abilitatea să simtă ce simte celălalt. Mm -hmm. Să aibă așa un buton și spune, uite, acum dacă vreau, sunt curios să văd ce simte celălalt, să apăs pe acel buton să văd cum se simte celălalt. Mm -hmm. Că, măcar din curiozitate și tot ar face oz de el. Mm -hmm. Și vezi cum îl faci să se simtă pe celălalt tu prin comportamentul tău, dar și cum se simt ceilalți în, în, în confruntați cu viața indiferent de mm -hmm. lucrurile care se întâmplă. O, o, formă de empatie foarte Exact, tare. da o formă mm. de, să zicem, o empatie dusă la extrem, dar pe care să ai posibilitatea să se faci switch on, switch off. <gâmblătă> da. E posibilitatea să alegi. -al da, <gâmblătă> că altfel, nu. Îți dai seama că nu se poate trăi așa, da. Da. Și pentru final, te rog să lași urmăritorii noștri și pe mine mm -hmm. cu întrebare de reflexii care ți place ție ca să-mi acest post podcast. O întrebare bănuiesc care să servească la dezvoltare, nu? Da, da. La creștere. Da. Am um, să-mi iau un pic de timp de gândire. Da. Um, cine sunt eu în fața? acestui univers infinit. Sau după caz, pentru cei care cred cine sunt eu în fața celui care m-a făcut. Mulțumesc! Mulțumesc Tudor, și eu! Ștefan Rotaru, a fost o conversație profundă și sunt foarte recunoscător pentru deschiderea ta. Mulțumesc și eu și ne mai vedem!